Așa, a pornit asta. Să facem și un intro. Bună ziua, eu sunt Răzvan Băltărețu și ce urmăriți acum este un interviu Hot News despre lucruri de acasă, dar în siguranță. Și pentru că nu pot să-mi dau eu cu părerea, fără să fiu specialist, am invitat un specialist. Așa că alături de mine, doar de la distanță, este Liviu Arsene, specialist în securitate cibernetică la Bitdefender. Bine te-am găsit! Bine te-am găsit, de la distanță. Sper că ești în siguranță acolo unde ești, atât digitală cât și medicală. Dar să începem cu securitatea asta digitală. Noi am făcut articolul, am colectat niște întrebări și, ce să vezi, au venit niște recomandări de la oameni care probabil nu sunt în domeniu și au zis folosiți Linux. De ce toată lumea se duce către Linux când vine vorba de securitate cibernetică? E această platformă perfectă, imposibil de spart? Ok, în primul rând nu există o platformă perfectă. Nu există nici măcar o aplicație perfectă. Chiar râdem prin birou că din trei linii de cod, cel mai probabil una reprezintă o vulnerabilitate care e gata să fie exploatată de un atacator. Deci nu există sistem de operare perfect, nu există cod scris perfect. Da, într-adevăr, mulți consideră că Linux poate un pic mai sigur. Sigur din punct de vedere al numărului, poate, de amenințări informatice care îl vizează. Dar nu înseamnă că nu poate fi atacat, nu poate fi compromis sub nicio formă. Motiv pentru care inclusiv noi aveam la un moment dat și cred că avem în continuare o soluție de securitate pentru sistemele cu Linux. Cred că trebuie să înțelegem mai mult că nu e neapărat vorba de un sistem de operare pe care îl folosești, ci de cum folosești sistemul de operare și de ce aplicații ai tu nevoie ca să-ți desfășori practic activitatea. Ce faci tu la muncă? Pentru că, ok, ai Linux, dar dacă jobul tău presupune să folosești niște aplicații care sunt scrise doar pentru Windows, degeaba folosești Linux. Nu? La urma urmei vorbim de lucruri de acasă. Și atunci, na, trebuie să te conformezi și cu descrierea postului. Bun. Acum mai am o întrebare tot din partea cititorilor și cumva e legitimă, pe de-o parte, dar să-mi spui tu cum te-ai raportat la așa ceva. De ce trebuie eu, ca angajat, să fiu mai deștept decât departamentul de securitate al companiei? Implicit, departamentul acela ar trebui să asigure această infrastructură de work from home. Ceea ce asigură și nu. Depinde de la caz la caz. Dar întrebarea pe scurt, de ce trebuie să fie angajatul mai deștept decât departamentul? Mai auziți sau? Păi cred că s-a întrerupt foarte mult, dar cred că am înțeles întrebarea. Cred că lucrând de acasă, practic ești un pic mai expus, de fapt un pic mai mult expus, pentru că dacă până acum era la birou și erai în perimetru infrastructurii de la birou, aveai niște firewall-uri, aveai niște sisteme avansate pe care băieții de la IT le-au instalat special să te protejezi de amenințări la nivel de rețea sau de absolut orice tipuri de atacuri, când vii acasă, practic tu te folosești de rețeaua ta personală, care nu a fost construită pentru așa ceva. Uite, chiar spre exemplu, zilele astea am descoperit un tip de atac care îți compromite routerul de acasă. Practic îți schimbă setările de DNS. Practic agenda telefonică a internetului. Știi? Atunci când introduci amazon.com, în spate este, tu practic te conectezi la un IP. Serverul de DNS asta face, translatează numele de domeniu cu adresa IP. Odată compromis routerul de acasă, schimbând setările de DNS, tu de fiecare dată când tastai amazon.com, ajungeai de fapt la o altă adresă de IP. Deci, și practic atacatorul fie îți spunea la dispoziție o pagină ce seamănă perfect cu Amazonul, fie îți apărea un mesaj, gen uite un mesaj de la Organizația Mondială a Sănătății cu ce ar trebui să faci, să instalezi acum ca să te protejezi de coronavirus. Dau un exemplu. Bun, deci de acasă, practic, devii mult mai vulnerabil la astfel de atacuri, pentru că routerul tău poate nu este configurat cum trebuie, poate nu ai cele mai noi actualizări de securitate, poate nu ai o soluție de firewall, ceea ce sigur nu ai acasă, o soluție de firewall la fel de performantă ca cea de la birou. Și, practic, lucrând de acasă, tu oarecum ești și cumva responsabil de infrastructura ta atunci când te conectezi la birou. Ok, IT-ul poate să-ți dea un laptop care e prevăzut cu o soluție de securitate, care are anumite politici
cu privire la ce aplicații poți să instalezi sau să folosești. Dar asta nu te absolvă de responsabilitatea de a-ți gestiona și rețeaua de acasă. Pentru că la urmă ori nu este vorba doar de laptopul de muncă cu care te conectezi la birou, ci de siguranța tuturor dispozitivelor din casă. Că tot ai menționat routerul și asta e componenta hardware a rețelei. Mai avem câteva componente hardware destul de exploatate în ultimii 10 ani cel puțin. Avem camera foto, microfonul pe desktop, laptop și telefon și mai avem locația. Unul o poți avea și pe laptop, de cele mai multe ori o ai pe telefon. Cum poți să monitorizezi tu ca utilizator obișnuit ce tipuri de aplicații și câte și ce anume folosești din toate componentele astea, mai mult sau mai puțin importante? Ok, hai să luăm pe categorii. Ai o dată pe laptop, da? Windows-ul de regulă îți spune ce poți să vezi în Windows, ce aplicații îți folosesc camera și microfonul și poți să le activezi sau să le dezactivezi individual. Pe telefonul mobil, indiferent dacă ai Android sau iOS, din nou ai opțiunea de a da sau revoca acces la cameră, la microfon, la GPS, la toți senzorii de pe telefon, per aplicație. Deci dacă o aplicație tu consideri că n-ar trebui să-ți acceseze camera și microfonul sau locația, poți dezactiva individual. Pe telefon e un pic mai interesant, pentru că există unele aplicații care îți cer în mod legitim acces la cameră. Spre exemplu, aplicațiile de social media, da? Cum ar Facebook, Instagram și așa mai departe. Vrei să-ți faci o poză, dacă dezactivezi accesul aplicației la cameră, practic nu vei mai putea folosi opțiunea respectivă, să-ți mai faci selfie-uri, să le urci online. Deci există și, deci trebuie să discerni un pic ce anume are nevoie aplicația și dacă sau nu este legitim accesul pe care îl ceri. Din nefericire există foarte mult malware, cel puțin pe zona de mobil, care se folosește practic de toți senzorii pe care îi ai pe telefon. La un moment dat chiar vorbeam că telefonul poate fi spionul din buzunar. Ai practic microfon, cameră, GPS, GPS cu acuratețe de până la câțiva centimetri. Deci are practic toți senzorii de care ar avea nevoie cineva să te poată spiona absolut oricând. Și cel mai important lucru, îl ai cu tine tot timpul. Și există foarte mult malware care se folosește de toți acești senzori pentru a colecta informații. Și, bineînțeles, și nu doar malware. Spre exemplu, găsisem la un moment dat inclusiv aplicații legitime, dar care ofereau foarte multe reclame. Noi le spunem aplicații cu aggressive adware. Ce făceau? Cereau accesul la microfon, iar în momentul în care auzeau, spre exemplu, cuvinte cheie, fie pe care le rosteai tu, fie pe care le auzeai la televizor, sau pe care le auzea de la televizor din reclame, în momentul în care deschideai telefonul, începeai să vezi reclame la acele cuvinte cheie. Spre exemplu, îi spuneai, vorbeai cu prietenul, prietena, ce aș vrea să mergem să cumpărăm niște bilete ieftine, să plecăm în concediu la vară. Poate mergem în Italia. Și dintr-o dată când deschideai telefonul, începeai să vezi foarte multe mesaje cu cele mai noi oferte la biletele de avion, cu posibile locații turistice din Italia și așa mai departe. Deci astfel de senzori pot fi folosiți atât în scopuri de, să spunem, spionaj, dacă e vorba de aplicații de tip malware, dar pot fi folosiți și în scopuri de marketing. Dar tu trebuie practic să alegi, să fii foarte atent practic la ce aplicații dai acces acelor senzori. Asta cu folosirea microfonului ca să-ți livreze reclame pe cuvinte cheie mi-a adus aminte de acea teorie încă nedovedită că Facebook face același lucru. Și cel puțin pentru Google și Facebook, ei au explicat că au atât de multe date despre oameni încât pot intui despre ce vorbesc, sigur, cu o marjă de eroare. Dacă vrei să vorbim despre datele pe care le-ar putea avea o rețea de socializare, dacă poate ți-aduce aminte de incidentul Cambridge Analytica, în care au văzut că pentru fiecare utilizator aveau câteva mii de puncte unice de interes. Deci, practic, știau câteva mii de lucruri unice despre mine, cu care mă puteau identifica ca și individ. Doar fără nume, prenume și adresă. Pur și simplu doar din obiceiurile, interesele și modul în care interacționez online. Deci, da. Iată, nu suntem atât de speciali în anumite puncte. Dar revenind la subiectul securității acasă, spune-mi, te rog, de ce am folosit un VPN. Este bun în protejarea datelor?
este bun în mai ales protejarea unor transferuri de documente sau este bun doar să ne facem abonamentul la Disney Plus că nu avem încă în România? E bun în ambele situații, dar strict în sensul de muncă, înainte de a începe orice activitate în scop de serviciu, e bine să folosești VPN-ul companiei. Deci, practic, VPN-ul sau aplicația de VPN pe care ți-o recomandă departamentul de IT. Și asta nu din cauza faptului că vor neapărat să-ți asigure conectivitatea, o conectivitate sigură între tine și companie, dar vor să se asigure că toate persoanele care au instalate acel client de VPN sunt, practic, angajați legitim. Da? Și credențialele folosite de angajații respectivi sunt legitime. Deci, practic, nu există riscul ca altcineva din afara companiei să acceseze infrastructura de la distanță. Un alt motiv pentru care e foarte bine să folosiți VPN-ul este că în unele situații, unele servicii din interiorul companiei nu pot fi accesate decât prin VPN, tocmai din motive de securitate. Da? Gândiți-vă la VPN ca un mini-tunel ca un mini-tunel unde pentru rețeaua din companie pare ca și cum ai fi acolo. Da? Deci infrastructura, serviciile din companie nu sunt expuse online, dar în momentul în care folosești VPN-ul, ești ca și cum ai fi la birou. Uneori e foarte important și companiile care au angajați, care lucrează de acasă, să folosească serviciile de VPN. Nu doar pentru siguranța datelor în tranzit, da? Deci ceea ce comunicăm între laptopul de acasă și infrastructura din companie, dar inclusiv pentru siguranța infrastructurii, pentru a vedea că, într-adevăr, persoanele care se conectează sunt persoane legitime. Ai menționat malware și adware, dar știu că cea mai mare amenințare, cel puțin când vine vorba de daune imense pe care le poate face, este ransomware-ul, pentru că îți blochează datele și accesul îl obții doar dacă plătești. Sau poate nu îl obții deloc, pentru că ăsta a fost scopul. Poți să-mi faci o clasificare a amenințărilor și ce obține un infractor de fiecare dată când folosește un tip de ăsta? Păi, în primul rând, toate amenințările sunt motivate financiar. Deci, indiferent de amenințare, toate au în spate monetizarea datelor, au în spate furtul de date sau chiar îți cer bani direct. Da? Deci fac bani de pe urma ta în mai multe feluri. Și atunci putem să le clasificăm așa. Avem troieni, troienii clasici, troienii bancari, spre exemplu, al căror scop, să spunem, este furtul de date, cum ar fi credențiale de acces. Da? Acei keylogger care îți înregistrează ce tastezi la tastatură și îți iau credențiale de acces în serviciile de e-banking, parolele pe care le folosești să te conectezi la servicii online, poate chiar la infrastructura de la muncă, acel VPN de care vorbeam mai devreme, și așa mai departe. Odată având acces la acele parole, ele pot fi monetizate. Accesul respectiv poate fi vândut mai departe către cineva ce e interesat să culeagă informațiile ce se ascunde în spatele acelor servicii la care se conectează. Apoi, există ransomware, exact cum spuneai. El este cel mai direct din punct de vedere financiar. Adică, și e foarte vizibil în momentul în care te-ai infectat, pentru că nu mai poți să mai faci nimic. Dacă la troien nu prea știi că ești infectat și scopul lui e să rămână acolo cât mai mult timp și să culeagă cât mai multe informații, ransomware este direct în fața ta. Vezi de la momentul zero că nu mai poți să-ți accesezi fișierele, îți apare un mesaj în față și îți cere o sumă de bani. Pentru utilizatorii obișnuiți, suma de bani e undeva între 300, 600 și 1200 de dolari. Pentru companii, în funcție de ce a fost blocat, de exemplu, dacă e un server critic, care conține informații critice, pot cere până la 700.000 de dolari per server. Cel puțin așa cerea GunCrab acum ceva timp. Practic, suma e determinată fix de cine a devenit victimă. De cine a devenit victimă și de valoarea informațiilor de pe dispozitivul respectiv. Da? Deci, dacă este un server critic cu date despre clienți, cu bilanțul, cu întregul bilanț al companiei de pe ultimii ani sau orice informații care ar putea să-ți afecteze continuitatea business-ului, cu atât și recompensa va fi mai mare. Există și alte amenințări, din nou, unele mai puțin mai ascunse decât ransomware, cum ar fi minerii de criptomonede. Da? Deci avem încă mai sunt populari. Încă mai sunt, mai primim raportări de așa ceva. Deci ai troienii, practic, care îți fură date, ai ransomware-ul care
îți cere bani și ai minerii de criptomonede care se folosesc de puterea ta de calcul ca să genereze bani. Deci, practic, ești o sursă continuă de bani pentru atacatori. Da, și te-am pierdut un pic acolo. Să pierduse imaginea. Așa. Ce criptomonede sunt acum populare pentru așa ceva? Că mă gândesc că dacă ar fi Bitcoin-ul, care încă e cea mai populară, e mai dificil să exploatezi un calculator pentru că nu ai suficientă putere de calcul cât să îți fie cu adevărat util. Mm-hmm. Da, în general, criptomonedele care sunt mai folosite acum sunt cele care implică o putere de calcul un pic mai mică decât Bitcoin. Dar una din cele mai populare rămâne în continuare Dash-ul, spre exemplu. Ea e mai mult folosită în tranzacțiile cu infecțiile de tip ransomware. Da? Deci dacă înainte când te infectai cu un ransomware îți cerea Bitcoin, acum au început să-ți ceară Dash. Sau când e vorba de infecții online, spre exemplu, dacă sunt website-uri compromise și minează criptomonedă sau clienți sau stații infectate sau infrastructuri de tip cloud, pentru că vizează inclusiv infrastructuri de tip cloud, pentru că acolo e mai multă putere de procesare decât avem noi acasă pe laptopurile sau desktopurile noastre, de regulă minează Monero. Deci asta este o monedă destul de populară. Bun. În contextul Monero, vreau să îmi spui cât de ușor ar fi să obții acces asupra unui site legitim, dar să obții acces și să injectezi un cod de minare Monero fără ca administratorii site-ului să știe. Depinde foarte mult de cum este... Exact. Depinde foarte mult de cum este construit site-ul respectiv. Sunt unele site-uri care au platforme ce nu sunt actualizate. Deci, practic, gândiți-vă la un website construit pe WordPress. Și atunci, dacă poate nu este securizat cum trebuie, poate nu are ultimele actualizări de la WordPress făcute sau are vulnerabilități de tip XSS nerezolvate, atunci e mult mai ușor pentru un atacator să exploateze vulnerabilități respective și să injecteze practic un script de Monero. Dar asta depinde de la caz la caz. E foarte important ca echipa de IT și băieții de la web să lucreze împreună, să țină tot site-ul actualizat, constant. Unele companii au inclusiv programe de bug bounty, cum avem și noi, adică practic încurajezi specialiștii în securitate să găsească vulnerabilități nu doar în site-ul tău, dar și în produsele pe care le ai și să ți le raporteze. Bineînțeles, ei raportându-le, tu le rezolvi, iar ei își au o sumă de bani. Practic le dai o recompensă pentru că ți-au găsit ție o vulnerabilitate, tu ai reușit să o rezolvi și în felul ăsta și clienții tăi și restul utilizatorilor și practic întreaga companie este în siguranță din momentul în care știi despre o vulnerabilitate. E mult mai bine să știi că ai o vulnerabilitate și să o poți rezolva decât să nu știi și să o folosească cineva. Acum că ai zis de vulnerabilități, pe mine mă interesează un pic și din ce ați descoperit voi la Bitdefender în ultimul an, pornind de la o pondere. Cât de populare au devenit dispozitivele mobile pentru vulnerabilități? Și după aia o să discutăm un pic și de Android, care este iar într-o situație aparte, unde aplicațiile au exploatat un pic încrederea oamenilor. Bun. Ce pondere avem acum între mobil și desktop când vine vorba de atacuri cibernetice? Mobilitatea, practic, acum în ultima perioadă se traduce prin ai un laptop. Da? Deci inclusiv un laptop poate fi văzut ca un echipament mobil. Telefonul este consacratul telefon mobil de pe care poți să faci acum inclusiv activități pe care le faci de pe desktop sau de pe laptop, dar mobilitatea acum am redefinit-o ușor să includă și speța de laptopuri, tablete, care rulează sistemul de operare tradițional pe care l-ai și l-aveai pe desktop, deci același Windows. Uite, spre exemplu, în ultima perioadă am descoperit inclusiv vulnerabilități care vizează practic toată plaja asta de dispozitive mobile ce folosesc procesoare Intel. Practic, nu doar noi, dar și mulți alți din industria de securitate au descoperit o serie de vulnerabilități în arhitectura procesorilor de tip Intel, care practic ar putea permite atacatorilor să ia acces, să ia diverse informații din calculatorul respectiv, din sistemul respectiv,
fără ca sistemul de operare sau soluția de securitate să-și dea seama. Și astfel de vulnerabilități câteodată nu pot fi rezolvate prin actualizări de securitate sau printr-un patch sau printr-un update sau printr-o soluție de securitate. Pentru că ele sunt vulnerabilități în cum arhitectura fizică a procesorului respectiv, cum a fost construit acel procesor. Și momentan, deși există o serie de mitigări, o serie de soluții software care rezolvă parțial vulnerabilitățile descoperite, o soluție eficientă ar fi practic să scoți acel procesor vulnerabil și să-l înlocuiești cu unul nou, cu arhitectură nouă, care nu are aceste vulnerabilități. Din păcate, nu există. Și atât utilizatorii obișnuiți, poate mai puțin utilizatorii obișnuiți, dar în general companiile care au infrastructuri cloud mari, care au data centere și se folosesc de, spre exemplu, procesoare Intel, ar fi mult mai vulnerabile în fața unor astfel de atacuri. Ca și număr de amenințări pentru utilizatorii obișnuiți, cred că la începutul anului am depășit 1 miliard de amenințări informatice pentru sistemele de tip Windows. Da? Deci, practic, sunt 1 miliard de mostre, de malware, de virus, care abia așteaptă în momentul în care te conectezi la internet să-ți infecteze sistemele de tip Windows. Să nu fim păcăliți, astfel de amenințări informatice nu sunt doar pentru Windows, sunt și pentru Android și pentru Mac, inclusiv pentru Linux, poate nu la fel de multe, la fel de numeroase, dar sunt la fel de bine dezvoltate. Deci cam în principal tot ce avem consacrat ca amenințare informatică pentru sistemele Windows, există un echivalent al lor și pentru celelalte platforme, pentru Android și pentru Mac. E interesantă cifra asta de 1 miliard de amenințări, pentru că cred că acum 3 săptămâni Microsoft a anunțat că are 1 miliard de dispozitive activate cu Windows 10. Ceea ce ne ajută cumva să punem în perspectivă ce înseamnă. Spune-mi, te rog, dat fiindcă vorbim de foarte multă muncă în prezent pe Wi-Fi și mi-ai explicat cât de vulnerabil poate fi un router, totodată cât de vulnerabilă poate fi rețeaua care nu este criptată pentru cineva care, să zicem, se plimbă printr-un bloc cu un laptop sau, de ce nu, cu un telefon și obține acces la acele rețele Wi-Fi nesecurizate. Pentru că nu toți oamenii își securizează rețeaua când folosesc routerul de acasă. Da, dacă cineva reușește să intre în rețeaua ta Wi-Fi, fie îți ghicește parola de Wi-Fi, fie reușește să exploateze o vulnerabilitate de orice fel pentru a intra în rețeaua ta Wi-Fi, se comportă practic ca un dispozitiv din casa ta, ca un laptop, ca un desktop pe care l-ai conectat la routerul tău. Și atunci, el poate duce accesul un pic mai departe. Că e clar că nu se va conecta la rețeaua ta Wi-Fi doar pentru a sta pe Facebook sau pe Instagram. Cel mai probabil va încerca să ia niște informații, să exploateze cumva rețeaua respectivă. Asta înseamnă, fie se va duce către router, va încerca să gestioneze sau să acceseze portalul, pagina de administrare a routerului, pentru a schimba poate chiar acele IP-uri de DNS despre care spuneam, pentru a-ți redirecta traficul tău către niște servere unde să-ți servească malware. Sau poate chiar să-ți spioneze traficul pe care îl faci tu în casă, încercând să afle diverse lucruri, cum ar fi parole, nume de utilizator, lucruri sensibile. Când spui că îți poate spiona traficul, vorbim și de aplicațiile de mesagerie care nu sunt criptate? Exact, vorbim doar de aplicații care transmit date în clar. Da? Sau vorbim inclusiv de capacitatea de a te redirecționa către website-uri ce par legitime. Dar în principiu, atunci când este vorba de aplicații ce comunică criptat, gândiți-vă la, nu știu, Signal, WhatsApp sau alte aplicații de genul ăsta, atunci e mult mai greu de interceptat traficul. Când are acces la rețeaua Wi-Fi, un atacator de regulă încearcă să compromită routerul și să redirecteze victimele către site-uri de phishing, de fraudă. Practic încearcă să te păcălească să-ți dai credențiale de acces pentru diverse servicii online. Bun. Asta cu criptarea am acoperit-o. Spune-mi, te rog, câteva semne pe care cineva le-ar putea identifica, un om care nu are foarte multe cunoștințe în domeniul ăsta, dar se poate ghida după câteva semne că o aplicație
e potențial periculoasă, un site e potențial periculos sau orice tip de fișier pe care îl primește pe WhatsApp, pe mail, pe Messenger, la ce să se uite? De la extensii, la, nu știu, elemente din structura website-ului. Care sunt câteva așa pe care le-ai menționat? Hai să luăm cazul de amenințări online, web, prima dată. Și aici e relativ simplu. Spre exemplu, site-urile de phishing, fraudă. În general, chiar dacă au acel HTTPS, da, comunicarea dintre utilizator și website este criptată, pot semăna cu un website legitim, în schimb, mesajul sau informațiile pe care le cer de la utilizator sunt dubioase, în sensul de, dacă ați face cumpărături de pe un magazin online, de pe care n-ați mai intrat până acum, și acel magazin v-ar cere pe lângă datele de card și codul PIN al site-ului, al cardului, la introduce. Deci magazinul pare legitim, dar când vrei să cumperi produsul, îți cere și codul PIN. Sau poate magazinul pe care îl vizitezi, magazinul online pe care îl vizitezi, este unul nou, nu ai mai intrat niciodată pe el, promite că are multe produse pe stoc pe care tu le cauți, cum ar fi în această perioadă măști de protecție, echipamente medicale și așa mai departe. Și tu vezi că sunt la reduceri incredibile, 20, 30, 40, 50, 80% și vrei să cumperi. Iar singura metodă de plată este metoda cu cardul online. Sau nu au metodă de plată la ramburs, sau au inclusiv metodă de plată cu monedă virtuală. Astea ar fi câteva elemente. Dacă metoda de plată este metoda cu cardul online pe un website de care nu ați mai auzit până acum, are un număr foarte limitat de produse, la reduceri incredibile și eventual mai sunt și greșeli gramaticale în website-ul respectiv, cel mai probabil este un site de fraudă, phishing și așa mai departe. Fiți foarte atenți inclusiv la adresa, la numele domeniului pe care îl vizitați. Există ceea ce se numește un tip de atac, atac homograf. Practic, pare că ai accesa, de exemplu, facebook.com. În schimb, atacatorii pot înlocui C-ul cu C-ul cu sedilă, în franceză, acel C cu o liniuță jos. Deși, dacă tu ești pe telefonul mobil sau dacă ești pe laptop, ai o rezoluție foarte mare, poate nu ești atent că ai un caracter special în numele site-ului. Zici că e, nu știu, poate e murdar ecranul și nu observi că e o literă diferită. Îl vezi ca pe un C normal. Și atunci acela poate fi un website de phishing, seamănă cu site-ul de la Facebook, îți cere să te loghezi, să introduci numele de utilizator și parola și atunci, practic, l-ai trimis către un atacator. Deci e foarte important să fim atenți și la numele de domeniu, pentru că există și astfel de atacuri. Hai să vorbim de mail-uri. Dacă primești mail-uri nesolicitate, din nou, cu mesaje, cu oferte prea bune pentru a fi adevărate, ofertă la reducere incredibilă la noile telefoane mobile, la laptopuri și așa mai departe. O profită acum. Oferta este valabilă doar 30 de minute, doar o oră, doar 2 ore. Cel mai probabil acestea sunt mesaje de tip phishing și fraudă, pentru că ele încearcă să te convingă, să dai click pe un link și să ajungi pe un magazin virtual care practic nu există, dar încearcă să-ți ia datele sau datele de card. Mesajele care promit că în atașament sunt informații exclusive, spre exemplu cum circulă acum o serie de mesaje exclusive ce promit că vin de la Organizația Mondială a Sănătății și că în atașament vei găsi informații cu privire la cum să te protejezi de o infecție cu coronavirus, eventual ce fel de tratament ar trebui să iei ca să nu mai fii infectat și așa mai departe. În primul rând, nici puțin aici. Când vorbim de tipul ăsta, cum ai dat exemplu cu Organizația Mondială a Sănătății, ce mi se pare important e că profită de moment, oricare moment ar fi el. Chiar dacă nu lucrează foarte mult la împachetare. Exact, deci sunt foarte multe atacuri oportuniste. Deci profită foarte mult de de topicuri interesante care sunt acum în media. Și un astfel de mesaj, deși poate se folosește de logo-ul unei organizații legitime, NATO, UNICEF și așa mai departe,
nu înseamnă că este un mesaj legitim. În primul rând, un mesaj legitim nu va încuraja niciodată să deschideți un atașament sau să dați click pe un link pentru a vă confirma date, pentru a accesa informații. Întotdeauna un mesaj legitim vă va recomanda să intrați manual pe site-ul organizației și de acolo să căutați mai multe informații. Da? Deci cam asta ar fi diferența dintre un mesaj legitim și unul nelegitim. Mai adaug eu, mai adaug eu o completare. Poți să ai autentificarea în doi pași. De asta înseamnă că pe SMS, cel mai des așa se face, pe SMS primești un cod pe care îl folosești pe platforma legitimă ca să-ți confirmi identitatea și că tu vrei să te conectezi. Ce faci însă dacă tu nu te-ai logat, nu ai vrut să te autentifici pe site-ul respectiv, dar totuși primești un astfel de cod? Înseamnă că cineva, cel mai probabil, are credențialele tale de acces la site-ul respectiv și încearcă să se logheze, să-ți intre în cont. Și atunci platforma îți trimite ție automat mesaje cu acel al doilea cod de autentificare. Și ce ai putea să faci? Îți schimbi padul ăla sau ignori? Cel mai bine e să te duci pe site-ul respectiv cât de repede poți, îți schimbi parola și cel mai probabil atacul va înceta. Deci asta înseamnă că nu, chiar dacă va încerca parola veche, nu îi va funcționa. Și atunci se încetează și cel de-al doilea mesaj pe care îl primești prin SMS. Chiar eu pățisem la un moment dat, conduceam și a început să îmbâzie telefonul în continuu cu mesaje de al doilea pas de autentificare. Tot primeam acel cod. Și nu înțelegeam, băi, ce se întâmplă. Până când am tras pe dreapta și mi-am dat seama că cineva încearcă să-mi acceseze unul din conturi, am intrat, mi-am schimbat parola și din momentul ăla m-am urcat înapoi la volan, n-am mai primit nicio notificare. În contextul ăsta am tot discutat despre munca de la distanță și măsuri de securitate. Dar munca se și termină. Că se termină mai repede decât se făcea la birou, că se termină mai târziu. Și oamenii se orientează către entertainment. Și oricât de mare ar fi Netflix și HBO și chiar Amazon Prime Video, nu au tot. Nu au tot conținutul. Iar pirateria, din nefericire, încă este o sursă de conținut. De ce n-ar fi inspirat să piratezi, mai ales în perioada asta? Cum te poți infecta, chiar dacă tu iei din surse, să zicem, legitime, din site-uri care îți pun la dispoziție torenți legitim, deși nu e potrivit să zic asta? În perioada asta sunt două aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. Odată, într-adevăr, riscul de infecție și, în al doilea rând, traficul sau lungimea de bandă pe care o consumăm. Foarte multă lume lucrând de acasă în momentul de față pun o presiune foarte mare pe cei care distribuie servicii de internet, pe distribuitorii de rețele de internet. Toți consumând în același timp servicii online de streaming, spre exemplu, practic reduc din capacitatea furnizorului de servicii de internet de a servi conținut pentru toată lumea în același timp la aceeași calitate. Da? Și atunci există riscul ca, gândiți-vă, ca la o țeavă de apă. Dacă toți din bloc deschid robinetele în același timp la maxim, vor pierde presiune. Dar dacă individual deschid treptat pe rând câte un robinet, atunci vor beneficia de presiune maximă toți utilizatorii. Nu în același timp, dar vor avea presiune maximă. Deci, odată, traficul ăsta masiv de internet poate reduce capacitatea furnizorului de servicii la internet de a servi o lungime de bandă mai mare pentru toți utilizatorii. Deci, acel 100 de megabit sau acel gigabit pe care sperați să-l aveți, nu-l pot avea toți utilizatorii în același timp. 2. Orice înseamnă piraterie, fie că este vorba de piraterie software sau media, odată atrage după sine niște consecințe legale și a doua oară atrage după sine niște consecințe în sensul de securitate. De exemplu, aplicațiile, acele aplicații crecuite pe care nu le cumpărăm, dar putem să le folosim la versiunea full, acele crack-uri, acele key generator, de regulă sunt infectate. Și asta înseamnă că în momentul în care îl executați, practic riști ca tu să instalezi un backdoor, să dai acces atacatorilor practic la sistemul tău și să poată instala ce vor ei. Deci riști să-ți compromiți securitatea sistemului pentru o aplicație pe care tu
nu vrei să dai, nu știu, 1, 2, 3, 5, 10 dolari. Când e vorba de trafic de, pe torrent, într-adevăr, există și tracker legitim de torrent, unde puteți downloada fișiere media fără absolut nicio problemă. În schimb, e recomandat să folosiți doar acei tracker legitim și să nu practicați piraterie. Bun. Și ultimul subiect pe care o să-l abordez, să duc un pic în zona de parenting, poate parenting digital. Am descoperit azi dimineață, mă rog, noi vorbim spre finalul săptămânii în care va fi dat interviu, am descoperit că 24 de jocuri pentru copii erau disponibile în Google Play Store, pe Android, dar erau de fapt clone ale unor titluri legitime. Iar prin aceste jocuri și prin alte 32 de aplicații de productivitate, infractorii profitau de clicurile oamenilor în jocuri și aplicații pentru reclamă, pentru banii din reclamă în diverse platforme. Problema e că clonele astea de jocuri și de aplicații erau în Play Store. Cumva ai crede că e legitim. Erau certificate că sunt în regulă. E, să zicem că părinții știu, dar ce te faci cu copiii? Cum le verifici telefonul sau ce le instalezi pe telefon astfel încât să adaugi un strat mai mare, încă un strat suplimentar de protecție? Păi poți face câteva lucruri. Odată poți să instalezi o soluție de control parental, spre exemplu, și atunci poți să vezi ce aplicații instalează, poți să vezi cu cine vorbesc, ce vorbesc, ce downloadează și așa mai departe. Poți să le limitezi accesul la a instala diverse aplicații, deci poți să le pui un PIN pe care ei trebuie să-l introducă de fiecare dată, sau părintele trebuie să-l introducă de fiecare dată când copilul vrea să joace anumite jocuri sau să instaleze anumite aplicații. Și cred că e important să vorbești împrealabil cu copilul, să-l faci să înțeleagă că unele jocuri poate nu sunt întotdeauna legitime. Adică nu tot ceea ce vede el online poate într-adevăr să fie ceva legitim. Chiar dacă mesajul poate fi destul de convingător. Bineînțeles, și o soluție de securitate poate proteja până într-un punct. De exemplu, dacă aplicațiile vin din marketplace-ul oficial și au ajuns niște aplicații cu foarte multe reclame acolo, există riscul să ajungă și pe dispozitivul copilului. În schimb, cel mai neplăcut lucru care se poate întâmpla atunci când downloadezi din marketplace-ul oficial o aplicație este să îți afișeze foarte multă reclamă. Și într-adevăr, asta este o metodă de a monetiza aplicațiile legitime. Mulți dezvoltatori fac asta, nu e nimic greșit. În schimb, devine o problemă în momentul în care sunt foarte multe pop-up-uri, foarte multe reclame care îți apar inclusiv când nu folosești aplicația și de regulă ajung să-ți consume bateria telefonului. Cam ăsta ar fi cel mai mare impact. Îți consumă foarte mult bateria utilizatorului telefonului și întreaga experiență cu telefonul mobil devine foarte, foarte dubioasă. În contextul de work from home, totuși cu copii, ar mai fi un scenariu. Practic ar putea avea acces inclusiv la, nu doar la telefon mobil, inclusiv la laptopul tău de birou. Și atunci poate ar fi bine să restricționezi accesul la biroul unde lucrezi, să-ți blochezi ecranul de fiecare dată când te ridici de la birou, pentru că există situații în care copiii pot veni, pot șterge fișiere, pot da click-uri pe diverse link-uri, instalează malware, aplicații dubioase și atunci îți compromit inclusiv laptopul de muncă. Deci și asta ar fi o recomandare pentru părinți atunci când lucrează de acasă. Nu doar aplicații din Google Play. O să spun eu pe asta, practic copiii pot fi cea mai mare vulnerabilitate în contextul ăsta. Exact. Deci există și aspectul ăsta. Inclusiv noi am descoperit de curând că multe aplicații din marketplace, deci din marketplace oficial, au profitat de valul acesta de coronavirus. Da? Deci și-au modificat titlul, descriere, pozele pentru a încerca să atragă cât mai multe download-uri. O parte din ele au fost depistate de Google, au fost date jos, cred că undeva la vreo 280 de aplicații au fost scoase din marketplace oficial. Au mai rămas o serie de aplicații, majoritatea sunt legitime. În schimb, din nou, astfel de, să le spunem, atacuri oportuniste nu se opresc doar la mesaje de tip spam,
la mail-uri, la magazine online care promit diverse produse, ci se duc inclusiv în toate segmentele, inclusiv în marketplace-urile oficiale. Deci, exercitați un minim de atenție. Bun. O să, dat fiindcă ne-am apropiat de final, o să încerc eu o concluzie și îmi spui tu cât de mult greșesc sau cât de puțin greșesc. Odată, să nu se ducă oamenii către, o să le spun fente, către subiectele de moment, către oportunitățile pe care atacatorii le-au exploatat pe moment acum. Totodată, atenție și mai sporită pentru site-uri, pentru aplicații, de preferat, și asta o să zic eu ca utilizator obișnuit, să se ferească de orice aplicație nouă în perioada asta, e mai indicat? Nu neapărat nouă, ci aplicație oficială, să-i spun așa. Bun, să se ferească totodată și de ceea ce pe Android se numește sideloading, adică să ia aplicația dintr-o parte, să o pună pe telefon cumva manual prin transfer direct de date și să o instaleze de acolo și totodată să evite pirateria, tocmai pentru că acum e momentul în care și hackerii și infractorii s-au pus pe treabă mai mult. Exact. Și plus că pun presiunea asta pe toată infrastructura de internet. Da? Deci există riscul ca, nu știu, să nu poți la un moment dat să accesezi, să nu poți să te uiți la la servicii de online streaming, pentru că cineva folosește un gigabit pe secundă, lungimea lui de bani, sau 100 de oameni folosesc un gigabit pe secundă ca să tragă de pe torrent, de exemplu. Și atunci restul utilizatorilor suferă, le scade conexiunea la internet. Bun, eu îți mulțumesc și sper că sfaturile ajung și vor fi folosite de oameni cât se poate de bine. Mulțumesc și eu pentru invitație.